Servus toată lumea și bine v-am regăsit la un nou episod din Minecraft Speed Builders. Și înainte să înceapă episodul, nu uitați să lăsați un like, azi avem de discutat un subiect un pic mai interesant, zic eu. Sperăm să nu se mai blocheze Minecraft-ul, căci că în celălalt episod s-a blocat și nu știu cum. Bă, nu știu ce n-ai, trebuie să-mi reformatez și eu calculatorul ăsta, că nu mai merge deloc așa. Bun, bă, fraților, hai să, în episodul ăsta o să vă povestesc și vă cam cum a fost faza cu Italia. Deci, bun, red, roșu, ok, și fier și... Bine, sper să nu fie greu. În episodul acesta aș vrea să vă povestesc și vouă cum a fost experiența la campionatul ăsta european, să zicem. Mă rog, nu să zicem că e chiar european, dar mă rog. Și, nu știu, după părerea mea, a fost un campionat foarte tare. Chit că mă întreba lumea, hai să mai întâi să spun la ce fac campionat. La Qwan Ki Do este un stil de arte marțiale. What? Nu era așa? Sau something else? Mă rog. Ba da, așa era, de ăștia-s proști. Mă rog. A fost un campionat de Qwan Ki Do, un stil de arte marțiale, chieno-vietnameze, da. S-a întâmplat să nu iau nimica. Pentru că, hai să explic totuși motivul. Deci eu am avut o luptă cu italieni și arbitrii erau tot italieni, asta e pe scurt. Și i-a punctat ce-mi trebuia să-i puncteze și am pierdut, mă rog. 1, 2, 3, deci la distanță de un bloc. Două, bine. După faza asta, hai să spun partea de, hai să zic de vizitat așa, pentru că partea aia m-a cuprins pe mine cel mai mult. Cum era asta? Era așa. Mă rog, hai să fac totuși asta. Partea asta a fost cea mai tare pentru că, după părerea mea și sincer să fiu, nu știu, o să țin minte faza asta pentru că nu e așa de, adică a fost prea frumos. Ok, a fost prea frumos. Bă, dar cum fac ăștia? Ok, deci, ok. Bine, mă rog. Am vizitat o grămadă de lucruri frumoase, am vizitat Veneția, care a fost foarte frumoasă, am vizitat Ungaria, Budapesta, am fost într-o mini croazieră cu vaporașul, Ungaria, foarte frumoasă arhitectură, foarte tare. Am mai vizitat, Peștera Postojna din Slovenia, a fost super tare. Cât despre colectiv, nu mă așteptam să mă înțeleg așa de bine, pentru că, de fapt nu mă așteptam să fie atât de bine, pentru că am fost puțin la categoria 13-15, știi, și în schimb am fost și cu deștea, am fost la categorii mai mici, gen, ce înseamnă categorii mai mici, ce înseamnă, cum ar veni, de la 8, cred că până la 12 ani, mă rog, 13 aveau, nu mă așteptam, dar în schimb am înțeles cu toți, a fost foarte bine. Copii neapărat, m-am atașat mult de ei în excursia asta, ca să spun așa, de 7 zile. Am făcut, făceam antrenament dimineața de la 6, pe oriunde prindeam, frate, la hotel seara când ajungeam, mereu făceam antrenamente. A fost ok, a fost foarte tare. O altă chestie care a fost super tare, a fost asta cu, a fost pe autocar, bă, a fost caterincă mare pe autocar, mă, ce naiba. Caterin, că ne distram, bă, râdeam, bă, n-au niciun rău de autocar. Bine, nu prea sunt la vârsta în care să mai am rău. Două, aia mă rog. Nu mai sunt până la vârsta, nu sunt la vârsta în care să mai am rău de autocar. În schimb, nu, când eram mic, când eram mai mic, mi era rău, da? Am nu, eu tot ok. Chileanu, capitanul Chileanu. Bine. Deci ne-am distrat, am jucat cărți, am râs, ne-am lovit, ne-am făcut, doamne, a fost ok, ținând cont că nu erau tocmai oameni de vârsta, au fost și oameni mari, vă dați seama, ok, deci, două mari și una mică care trece pe dedesubt, 1, 2, 3, 4, bine, fac, 2, 3, 4, în schimb la categoria mea am fost doar câțiva. Deci de asta zic că, hai zicem că n-ai cu cine te înțelege, că cât ești mai mare, nu, frate, a fost ok, nu fac nicio discriminare, nu nimic, oare trebuia, aia da, bun, bine, pac, și acum pac, bun, Per ansamblu a fost foarte frumos. Ați văzut și videoclipul ăla, dacă nu ați văzut videoclipul, o să vă las videoclipul în descriere. Videoclipul în descriere la în care ziceți-mă să-i zic, unde am pus eu toate secvențele. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 2, 1. Să moară fata mea Bogdana. Nu, aici era așa. 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4, 5, bine. Presupun că aici era unde stam. Aici era cu două, da, mă. Deja au terminat unul, mă? Bă, maică, mă, ce să zic și eu? Nu. 3, 4, fuck. Da, cred că am ieșit. Oricum, măcar am avut tot ce am avut de zis. Da, m-am ieșit. 44, îi dă capul meu. Nici n-am făcut-o bine. Mă rog. Sper că v-a plăcut acest episod și că, na, ne-am înțeles cum a fost bine. Ne revedem data viitoare și vă pupă ceafă, bă. Nu uitați să vă uitați la videoclipul ăla cu montajul. Pa, bă. Servus.